Imediat după gală, Cătălina a primit un pachet, fetele au mers să vadă și ele ce a primit aceasta. A primit și o salopetă foarte drăguță, spunea Cătălina că mai duce o gală pentru că are ceva nou cu care să se îmbrace. Apoi a văzut că are niște măști pentru față și după ce a citit scrisoarea a mers la Irina și la Maria și le-a dat acele măști. Spunea că mai are una și pentru Anemona iar că persoana ce i-a trimis aceste cadouri au scris în scrisoare și despre grupul Vesel, despre cele patru fete și că o să dea mai încolo să citească și ele. Maria spunea că o să-și pună toate măștile și o să facă o poză. Vom vedea dacă acest grup Vesel mai este în formulă de patru sau dacă s-a redus la trei, așa cum am văzut în gală. Și probabil și ceilalți concurenți vor mai primi lucruri pe, pe seară.